Polițiștii și jandarmii vor veghea la bună desfășurare a partidei gaz metan Mediaș Cup Scopio. Pentru a evita aglomerația și alte incidente, accesul pe stadion se face începând cu ora 16. Peste 100 de jandarmi din Sibiu și Târgu Mureș vor asigura măsurile de ordine din incinta și vecinătatea stadionului. Nici o persoană aflată în stare de ebrietate nu va avea acces. De asemenea, ar fi bine să lăsați acasă toate obiectele care, prin aruncare, pot constitui un pericol pentru ceilalți spectatori sau pentru jucători. Toți suporterii vor fi atent percheziționați la intrare. Meciul, care va începe joi la ora 18, este cotat cu grad ridicat de risc. 5.000 de suporteri sunt așteptați la partida dintre Gaz Metan Mediaș și Cups. Între timp, primăria se pregătește să-i premieze cu bani pe fotbaliștii care au dus Mediașul în Europa League. Sumele vor fi stabilite într-o ședință a Consiliului Local, programată la începutul săptămânii viitoare.